Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Unii angajați au ajuns la concluzia, și pandemia asta ne-a afectat foarte puternic, deci unii angajați au ajuns la concluzia că e mai bine să muncească de acasă cu copiii pe cap decât să meargă la birou. Pentru că, sigur, la copil poți să spui unde dă mama crește, dar la poți să-i spui unde dă... Doi din trei părinți spun că s-au obișnuit cu situația și nu prea mai vor să-și vadă colegii. Arată un sondaj făcut de Best Job și probabil nici colegii nu mai vor să-i vadă pe ei. Cred că ăștia stăia antipatici. Care nu mai vor deloc. Acum un an, un părinte din doi se plângea că e foarte greu să se organizeze și să muncească de acasă cu copiii pe cap. Uite, ușor, ușor însă au învățat să vadă avantajele situației. 72% consideră că acum reușesc să mențină mai bine echilibru între viața de familie și cea de la job. Și au luat chei la ușile de la dormitoare. S-au încuiat. Mergi și cel puțin la noi în București. Voi gândiți-vă că sunt în continuare foarte mulți oameni care lucrează de acasă. Eu cunosc o sumedenie de corporatiști care nu s-au întors la birou și cu toate astea e un trafic infernal și mulți dintre ei nu mai concep, mai ales cei care stau ca tine în provincie. Da. Știi? Păi, îmi pare rău, da. Nu mai concep să facă iară o oră și dus, o oră și întors până la serviciu și preferă să stai acasă. Dintre toate orașele pe care le-am vizitat în Europa, București este cel mai aglomerat în timpul programului de lucru. Deci faptul că se lucrează de acasă sau de la birou nu pare să afecteze timpul de lucru al sutelor de mii de bucureșteni care umplă pe străzi în timpul zilei. Întotdeauna e aglomerație în București. În alte orașe, în orașele din Germania, în partea aia, Austria, în vest, nu știu, dacă e în programul de lucru în timpul zilei, e mai liber. Sunt mulți turiști, dacă te duci în zonele turistice, dar în rest nu vezi localnici. Aici? Ce, toată lumea umblă. Da. Bun, ce mai zicem? 24% dintre părinții care lucrează de acasă consideră că timpul petrecut cu copilul are prioritate și dacă jobul are de suferit. Pentru că, sigur, e mai mișto să joci FIFA cu copilul decât să stai pe Zoom în ședințe, la timp de calitate. Pentru alți 26% ar fi important să primească prime mai mari cu ocazia sărbătorilor sau a zilelor copiilor. Aici eu sunt de acord și eu aș vrea să primesc prime când e ziua copiilor lui Luca sau ziua copilului Zaf sau ziua copiilor lui Adi. Adică, deci, eu de ce să nu primesc? Să primesc toată lumea. Deci, când e ziua lui Poche? Și eu vreau să, oricând vrei tu. Oricând vrei. Dacă vrei azi, nicio problemă. Azi. Da. Asta, deci... ce să, și eu mă bucur. Eu, dacă, e un motiv de sărbătoare și pentru mine, pentru că eu țin la colegii mei și țin și le, și mai am și vecini, țin și la copiii vecinilor și de ce nu primesc prime și când este ziua vecinilor, copiilor vecinilor. Uite, nu ne-am gândit la asta. Păi ai putea să gândești. Ce ai făcut până acum? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.